Indemnizația de șomaj este strâns legată de modul în care au încetat raporturile de muncă. Ajutorul de la stat ajunge doar la cei care rămân fără job din motive independente de ei. Încetarea contractului de muncă cu acordul părților sau demisia exclud din start ajutorul de șomaj. Singura sursă de venit pentru cei mai mulți șomeri, indemnizația poate fi și pierdută foarte ușor. Dacă beneficiarul nu se prezintă lunar la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, nu participă la programele de formare sau refuză un job, pierde automat ajutorul financiar de la stat. Indemnizația reprezintă 75% din valoarea indicatorului social de referință, respectiv 500 de lei, la care se adaugă un procent în funcție de stadiul de cotizare și vechime. Cuantumul indemnizației de șomaj pentru persoanele provenite din muncă este o sumă acordată lunar în mod diferențiat în funcție de stadiul de cotizare și reprezintă 75% din valoarea indicatorului social de referință, respectiv 375 de lei, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei veniturilor salariale pe ultimele 12 luni a unei conte procentuale diferențiate după cum urmează: 3% pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin 3 ani, 5% pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani, 7% pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani și 10% pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani. Beneficiarii de indemnizație de șomaj au obligația să comunice în termen de 3 zile Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă orice modificare cu privire la încadrarea în muncă, realizarea unor venituri lunare mai mari decât indicatorul social de referință, plecarea din țară sau concediu de maternitate sau de îngrijire a copilului. Indemnizația de șomaj se acordă de la data încetării contractului de muncă dacă cererea este depusă maximum 10 zile lucrătoare sau de la înregistrarea cererii după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni.